Mergem chiar acum, doamnelor și domnilor, în direct la conferința organizată de Income Magazine despre listarea companiilor energetice românești la bursă. Ascultăm ce se întâmplă. Cumva ăsta este semnul că ar putea să dispară complet formele de compensare și statul să-i lase pe cetățeni, consumatori individuali, sau să lase companiile fără protecția pe care au avut-o în aceste ultime luni. Nu se pune această problemă în acest moment. E adevărat că la nivel european există o asemenea discuție, însă sunt toate șansele să avem cel puțin o prelungire până în primăvara anului viitor. Astfel deci, încât până în primăvara europeană... anului viitor, spuneți că e foarte puțin probabil sau chiar imposibil să dispară măsurile compensatorii pe energie. Da, și Uniunea Europeană, Comisia Europeană are toată deschiderea să permită statelor membre această prelungire a schemelor de compensare plafonare până în primăvara anului viitor, tocmai pentru că vorbim de o piață încă impredictibilă, care depinde de factorii pe care vi-am descris și, în primul rând, conflictul de la granițele noastre și care evoluează într-un mod pe care nu-l putem anticipa. Iar ajustările acestor plafoane ar putea să fie și în sus, dacă, Doamne ferește, prețurile o iau iarăși razna, pentru că acum ele au scăzut, spuneați, tocmai pentru că s-a mai liniștit piața globală. Categoric. Ne dorim, așa cum vă spuneam, un preț cât mai bun pentru cetățeni și pentru companii și, în același timp, să protejăm și întreg lanțul de la producători până la consumatori, deci distribuitori, furnizori și așa mai departe, pentru a nu avea probleme de lichiditate, probleme de capital. Pierderea unor capacități energetice asumată de România prin Programul Național de Reziliere, de redresare și reziliență, ar putea să ducă la un deficit de energie pe piață care ar putea să crească până la urmă prețul? Din analizele pe care noi le avem, având în vedere proiectele pe care România le are în zona de investiții, vorbim de centrale pe gaz, vorbim de zona nucleară, unde avem unitatea 1, retehnologizare, unitățile 3-4, dezvoltare, plus acele tăierile SMR-uri. Sunt acum, investițiile sunt pe termen ceva mai lung, cel puțin în domeniul nuclear, sunt foarte îndepărtate. Anumite capacități pe bază de cărbune vor merge spre 2030. Cele pe gaz se fac mult mai repede. Încercăm din toate puterile să deblocăm, de exemplu, proiectul de la Iernut, despre care toată lumea știe, unde așteptăm cu mare interes să se tranșeze în instanță un anumit litigiu, ca să putem da din nou ordinul de începere a lucrărilor către compania spaniolă Duro Felguera, care trebuie să ducă acest proiect la bun sfârșit. El este finalizat în proporție de peste 80%. Deci, nu mai vorbesc de zona de prosumatori. Sunt peste 600 de megawați adiționali în rețea, deja, din zona de prosumatori și interesul în piață este foarte mare. Aici știu că și domnul senator Laurent Dantal are o pasiune pentru acest subiect. Ministrul Energiei Sebastian Burduja, declarații în direct la conferința organizată de Income Magazine.